Din nou în direct, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Începem o nouă săptămână cu final de lună septembrie și un ciclon care ne-a speriat pe toți și ne-a dat și ceva bătăi de cap. A pluat intens și în județul Argeș. E bine, când vine vorba de furia naturii, cu greu putem să-i facem față. De asemenea, se apropie mai ceva ca o furtună, dacă îmi permiteți, și campania electorală pentru alegerile parlamentare și cele prezidențiale. Ne interesează cum se vede scena politică în această perioadă din opoziție, așa că spunem bună dimineața invitatului nostru matinal de astăzi, domnul Adrian Miuțescu, deputat Forța Dreptei și vicepreședinte al partidului la nivel național, dar evident și membru fondator al partidului. Domnule deputat, bună dimineața și bine ați venit la Antena 3 Pitești. Mâinile, bună dimineața și atunci când am aflat că sunt invitat în dimineața asta, știam de ciclon. Și am zis că nu ne frică și nu ne speriem de ciclon. De asta n-am ezitat și am răspuns cu plăcere invitației și am venit, deși iată că n-a fost chiar așa de dură situația și că totuși am trecut cu bine. Sper să fie bine și pentru zilele următoare. Am înțeles că mai sunt câteva zile. Toată povestea s-a mutat în estul țării, așa că sperăm că e bine. Din păcate, cei din Galați, ați văzut, sunt puternic afectați și mă întreb oare de ce acolo? Nu s-a lucrat la timp la anumite Cred că sunt obiective. Întârzieri mari legate de modul în care au gestionat partea asta de lucrări pentru îndiguire și apele române din zona aceea de est și Moldova. Ați observat că acolo chiar în presa națională au apărut tot felul de discuții despre oameni infiltrați care nu sunt de meserie, care sunt angajați pe diferite criterii pe acolo. Și de asta eu cred că s-au întâmplat și lucruri de genul ăsta, care efectiv, în loc să se ocupe de ce trebuie, i-au scos de pe program. Este din ce în ce mai greu să găsim specialiști, nu-i așa, domnule deputat? Și chiar citeam într-un săptămânal de dimineață că a mai apărut așa o piață, o firmă nouă, New Entry, pe zona aceasta a construcțiilor, da, care are proiecte serioase chiar și la nivel național. Însă, într-adevăr, ne confruntăm cu specialiști pe zona aceasta de tot ce înseamnă muncă în teren, muncă de așa învergură? Da, sigur. Vreau să profit de ocazie, pentru că e legat de subiectul ăsta, de a educa și a crește oameni specialiști, oameni de pregătiți. Astăzi, fiind 1 septembrie, începe anul universitar. Astăzi începe oficial, da? De fapt, 1 octombrie, nu? Mâine. Am greșit, da. Deci, fiind 1 octombrie, fiind anul universitar care deja se deschide astăzi în județul nostru, e foarte important că specialiștii trebuie școliți și creați în institutele de învățământ superior, care ulterior să poată într-adevăr să facă față unor asemenea provocări. Și de multe ori ați observat că e o mare discuție cu pregătirea, chiar în politică. S-a pus mare preț pe diplome, pe facultate, unde au făcut-o, unde n-au făcut-o. Și cred că are un rost, într-adevăr. Cei care au făcut facultăți particulare și care sunt institute de studii superioare care n-au fost certificate și cred că au o problemă și vor avea în continuare. Chiar dacă la un moment dat, din dorința de a avea cât mai mulți oameni cu studii superioare, am zis că facem niște fabrici de diplome, cum se spune. Și iată că astea au efecte negative astăzi și sper ca, într-adevăr, oamenii să aibă capacitatea să discearnă și să vadă cine este într-adevăr pregătit și ce știe să facă și cine are doar o diplomă pentru a avea anumite beneficii, avea în CV acolo ceva. Da, este important, noi așa, să investim în propria formare și în același timp să știm cum să-i păstrăm pe tineri să rămână. Vreau să le urez succes studenților, cadrelor didactice din județul Argeș și acea provocare nouă, care este destul de dificilă, colaborarea cu piața muncii, Institutul și Politehnic din București,
care sper să funcționeze bine. Da. Mulțumim foarte mult pentru urări. Ușor, ușor intrăm și în zona politică, domnule deputat. Cum se vede din opoziție la ora actuală, așa, câteva cuvinte, cum se vede scena politică în prag de campanie electorală? Se vede rău, ca să zic așa. De ce? Pentru că eu mai spuneam de câte ori am avut ocazia să vin la dumneavoastră că e cu totul înclinată scena politică și nu echilibrată. Puterea este foarte puternică în Parlament, a avut aproape 3 ani de zile 70%, opoziția a fost foarte slabă. Deci din punctul ăsta de vedere, din punct de foarte bine consolidată cu un număr mare de parlamentari în Parlament, derapează de multe ori și vin cu tot felul de proiecte și de lucruri care fac rău oamenilor. Iar fi trebuit, cum spuneam eu, puterea asta, dacă e atât de solidă, să vină cu proiecte greu de impus în vremuri normale. Puteau să vină să aducă niște schimbări în România care să fie într-adevăr o pagină de viitor care să ne dea o nouă șansă, cel puțin economic vorbind. Dar nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Ei au rămas în niște interese mărunte, meschine ale clasei politice și politicienilor care sunt în sfera partidelor de guvernământ PSD-PNL, iar în realitate lucrurile au fost în dezavantajul celorlalți sau cetățenilor. Ce se întâmplă acum? De ce e important ca în perioada următoare opoziția să crească, să aibă un procent mult mai bun în alegerile următoare, pentru ca acest dezechilibru să fie puțin corectat și să fie o apropiere între putere, ca și forța puterii, și opoziție. O putere și o opoziție care sunt apropiate sunt în avantajul cetățenilor, pentru că o opoziție puternică nu lasă să greșească și întotdeauna e capabilă să corecteze greșelile puterii. Și atunci, plecând de la asta, noi am încercat în vara asta să consolidăm opoziția și să facem din partidele de dreapta, că ăstea sunt în opoziție, acea forță care să poată să se opună puterii. Că ați văzut că spun că tot cei care sunt acum vor să facă guvernarea și în perioada următoare. Se ceartă ei, dar când e să vină din nou la putere la Ciolan, nu o să se înțeleagă. Deci noi am încercat să găsim soluții să echilibrăm scena politică. Toată vara ne-am chinuit să discutăm cu toate partidele de dreapta ca să încercăm să facem această opoziție mai puternică. Am vorbit cu PNL-ul. Vreo 2 luni de zile ne-am chinuit. Eu am fost în comisia de negociere la nivel național cu partidele de dreapta, unde am încercat și am sperat să putem face o alianță care să se poată opune într-adevăr stângii. PNL-ul e în coaliție, credeți că PNL-ul este în coaliție? De acolo, între ghilimele, spus? Păi din punct de vedere declarativ, dacă ați văzut, toată vara au spus că vor să facă o alianță de dreapta, că vor să facă o guvernare de dreapta. Vă aduceți aminte? Și în realitate, de fapt, fac un joc dublu. Spun că vor să facă o alianță de dreapta, prin negocierile care le-au purtat cu noi au demonstrat că nu vor să facă. Deci de 5 ori Ludovic Orban a discutat cu domnul Ciucă ca să se întâlnească și să punem pe masă toate problemele astea pentru a realiza o alianță de dreapta, și de 5 ori a fost refuzat. Ba, că a fost plecat, stai un pic să mai treacă timpul, hai că ne întâlnim săptămâna viitoare, până când am constatat că de fapt nu au dorit să facă o alianță de dreapta. Am făcut același lucru cu USR-ul, unde ne-am întâlnit de 2 ori cu doamna Lasconi și cu comisia de negociere din partea USR-ului,
Și la fel, deși inițial au spus că vor să facem o alianță cu și să extindem alianța de dreapta care o făcusem pentru locale, în final s-a demonstrat că nu. N-a durut partidul, n-a durut conducerea. Eu cred că doamna Lasconi și-ar fi dorit, pentru că noi am plecat de la ideea că o susținem la președinție, dar să facem o alianță politică între partidele noastre. Era vorba de USR, PMP, Forța Dreptei și Reper. Erau cele patru partide de dreapta care se clamează de dreapta și care rămân în zona respectivă. A picat și această încercarea noastră. Și atunci am rămas să discutăm cu celelalte trei partide, adică cu Forța Dreptei, PMP-ul și Reper. Ce forță mai are PMP la ora actuală, domnule deputat? Chiar și Reperul, care este desprins din USR, nu? Dacă da, nu s-a desprins PMP-ul, a candidat pe nu, picioare, Reperul, da. S-a reprins din Partidul Democrat. Reperul din USR. Nu are o forță deosebită. Chiar am încercat să mă interesez în județul Argeș. Nu au o organizație care să o fi înființat și să funcționeze. Pentru că în momentul în care a fost în discuție să negociem cu ei, efectiv m-a interesat să văd cine este în Argeș și n-am găsit pe nimeni, nici nu mi-a fost recomandată o persoană, dar în final am constatat că și Reperul s-a comportat tot ca USR-ul, adică pe noi ne interesa să punem la oaltă niște programe și un program care să fie acceptat de comun acord de partidele respective, care să evite într-o viitoare situație în Parlament o aplicare spre o taxare excesivă a economiei românești, pe care bănuim că o vor face cei care vor să rămână la putere, PNL și PSD. Deci, până la urmă, ăsta era scopul, de a reuși să venim cu un program care să vină ca alternativă la ceea ce vor propune ei în 2025, și anume mărirea TVA-ului, majorarea impozitelor pe proprietate, tot felul. Iar programul nostru era de reducerea cheltuielilor statului, de reducerea aparatului bugetar, efectiv, care noi îl considerăm foarte încărcat la ora actuală. Deci, de când este această alianță la putere, aproape 50.000 de noi salariați au fost angajați în instituțiile statului. Poate că a fost nevoie. Eu cred că n-a fost nevoie. A fost nevoie de clientela politică a celor două partide, pentru că atât PSD cât și PNL au o clientelă foarte bogată, foarte numeroasă. Și din punctul ăsta de vedere au trebuit să le satisfacă acestor oameni dorințele pentru a-și menține această structură. Părerea mea este că o reducere a ministerelor, reducerea agențiilor, a instituțiilor astea înființate artificial, n-ar face altceva decât să reducă serios cheltuielile statului, ceea ce propunem noi. Ce minister ați vedea, transformat sau... Păi pot fi cumulate o serie întreagă de ministere care să poată într-adevăr să funcționeze mai suplu și mult mai bine și care să aibă prerogative capabile să împingă lucrurile din punct de vedere economic înainte. De exemplu, Ministerul Finanțelor poate fi oricând împreună asimilat cu Ministerul Fondurilor Europene să funcționeze foarte bine. Ministerul Fondurilor Europene este legat de Ministerul Finanțelor. Foarte multe proiecte, majoritatea și PNRR-ul este efectiv axat pe colaborarea între finanțe și fonduri europene. Sunt o serie întreagă de ministere care pot fi, de exemplu, Ministerul Sănătății cu Ministerul Muncii. Poate lucra împreună, pentru că sunt ministere care sunt legate de om, de tot ceea ce înseamnă persoană și sănătatea umană, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere al medical, al sănătății. Deci sunt variante, plus că agențiile astea au fost
este acum făcut o agenție care chipurile se ocupă de controlul ministerelor sau ceva în genul ăsta, care are o structură artificială făcută ca să asigure niște posturi la niște oameni din clientelă. Deci asta ar fi o soluție. A doua soluție pe care eu o susțin și de multe ori am enunțat-o este o nouă reformă administrativ-teritorială a României. Sunt mai multe proiecte care sunt chiar depuse în Parlament. Unul a fost respins acum câteva luni, era propus de un coleg deputat din USR, dar a făcut un asemenea proiect, de exemplu, și Camera de Comerț a României și este un proiect foarte interesant pe care eu l-am analizat și chiar am discutat cu domnul președinte al Camerei de Comerț, care îl susține și care poate fi oricând luat în calcul, să zicem așa, ca variantă neutră, să n-ar veni din partea unui partid politic, ci pur și simplu ar fi promovat de o instituție neutră. Deci, dacă s-ar face așa ceva și noi pentru asta milităm să ajungem în Parlament să susținem această capacitate de a nu lăsa puterea să derapeze. Și atunci singura formulă pe care noi am putut să o realizăm după toate aceste negocieri a fost o alianță între trei partide: Partidul Mișcarea Populară, Partidul Forța Drepte și Alternativa Dreaptă. E un partid mai puțin cunoscut, dar este un partid de dreapta care, culmea, are și filiala aici la noi în Argeș. Nu știu dacă ați auzit. Cine îl conduce la nivel național? Este o doamnă, am înțeles. A fost înainte și o doamnă care era destul de implicată politic, dar tot umblat pe la mai multe partide. În fine. Noi, aceste partide, tocmai asta vrem. Vrem să venim cu un program pentru a putea să ne opunem derapajelor care bănuim că vor fi realizate după 2025. Vrem să venim și cu un candidat la președinție care să aibă capacitatea și știința necesară de a se bate pentru aceste lucruri, iar după mai multe încercări și analize, vă spun că chiar Ludovic Orban n-a ținut să candideze la președinție, a acceptat să vină PMP-ul cu un candidat, a fost o discuție cu Alexandru Paleologu, care a fost în primă fază, a fost când se discuta cu reperul chiar Ciolos să fie propus din partea noastră ca și candidat la președinția României, a fost o discuție și cu Diaconescu, am vrut să îi împăcăm pe cei de la PMP, aripa Diaconescu cu ceilalți să fie candidatul. Până la urmă, aceste propuneri nu au fost duse la sfârșit, la un moment dat și cei despre care vorbeam nu au vrut să, mi s-a părut că e prea complicat să candideze în lupta asta. Singurul care până la urmă a luat taurul de coarne și a vrut să candideze și și-a dat seama că trebuie să avem un candidat care să se bată pentru ceea ce credem noi în ideile și valorile noastre de dreapta a fost Ludovic Orban. Și atunci am lansat candidatura prin voturile Consiliului Național, atât al PMP, cât și al Forței Drepte și al Alianța, această alternativă dreaptă. Și urmează să facem pe data de 6 congresele acestor partide, să ne reunim pentru ca în final să aprobăm din punct de vedere statutar toate condițiile pentru candidaturi, atât la nivel de Parlament, cât și la nivel de candidat la președinție. Deci aceste negocieri sunt totuși complicate și ți iau foarte mult timp ca să pui la cap toate partidele astea și oamenii care sunt în aceste partide, să și găsești un program comun pe care să poți merge și să-l promovezi în perioada următoare, nu e ușor. Toată vara am stat și ne-am întâlnit și ne-am ocupat de această problemă. Repet, am sperat să fie o alianță care să
înglobeze toate forțele de dreapta. Cei care n-au vrut PNL și USR sunt cei care văd că vor să meargă singuri în alegeri. De ce? Nu știu. Eu cred că PNL-ul joacă la dublu, încercând în continuare să meargă cu PSD-ul și să facă o guvernare în continuare cu PSD și în 2025. USR-ul a crezut că este suficient de puternic ca să poată să... Mizează până la urmă doamna Lasconi. Se pare că mizează pe doamna Lasconi. Da, dar va fi foarte greu singură să intre în turul 2. Vă dați seama că mai e și Mircea Joană, mai sunt și alți candidați. După părerea mea, voturile se vor disipa și va fi greu să, ca să poți intra în turul 2, trebuie să ajungi la cel puțin 20%. Altfel, dacă nu ai 20%, riști să nu intri în turul 2. Ea se bate cu Joană, se bate cu Ciucă, deci până la urmă, dacă aceste două partide mergeau pe un singur candidat, atunci cu siguranță aveau șanse să intre în turul 2. Așa este mult mai greu. De unde sperați ca domnul Ludovic Orban să desprindă voturi pentru alegerile prezidențiale? Eu sper că inclusiv din Argeș, pentru că Ludovic Orban, știm cu toții, e un prieten al Argeșului. El s-a implicat de câte ori a avut ocazia, cât a fost premier, pentru a împinge în Argeș investiții importante și cât a fost el atât ministru al transporturilor, cât și prim-ministru, marile proiecte de infrastructură din Argeș s-au făcut cu sprijinul și susținerea lui Ludovic Orban. Dacă luăm în calcul centura Pitești, pasajul de la Bascov, s-a deblocat aici pur și simplu autostrada Pitești-Sibiu. Știți foarte bine că la noi în Argeș, la prefectura din Pitești, s-a semnat primul contract pe primul tronson care a dat drumul la autostrada Pitești-Sibiu. De asemenea și drumul expres Pitești-Craiova, tronsonul dinspre Pitești, a fost semnat tot când era Orban prim-ministru, la care am avut și eu ocazia să particip la aceste acțiuni de împingere a acestor investiții mari de infrastructură. Ceea ce, iată, zilele astea sau în anul ăsta, sperăm ca tronsonul Pitești-Curtea de Argeș să fie aproape de a fi finalizat și a fi dat în circulație, ceea ce e foarte important. De asemenea, Pitești-Craiova se apropie de sfârșit, mai de lucru, dar cred că la anul va fi și ăsta încheiat ca și... Eu zic că aceste proiecte mari de infrastructură vă face din Pitești un nod extrem de important în România și va da posibilitatea unor investiții mult mai consistente și mari în județul Argeș. Sper că atât turismul, cât și partea industrială, pentru că pe mine m-a îngrijorat când am auzit, de exemplu, zilele trecute că 300 de salariați de la Dacia au plecat și au fost concediați. Sigur, a fost o concediere voluntară, să zic așa, dar asta înseamnă că sunt acolo niște probleme și că 300 de oameni, chiar dacă au luat niște plăți compensatorii, vor avea niște probleme să se angajeze în altă parte. Deci o problemă este. Și atunci eu cred că va trebui în Argeș să milităm, să ne batem pentru alte și alte investiții, pentru investiții în zona industrială, pentru noi capacități de producție, care să nu fie neapărat legate numai de partea auto. Trebuie să fie și în alte domenii pe care noi le-am pierdut. Noi am pierdut petrochimia, care era foarte importantă cu Arpechimul și tot ce era. Nu mai avem acolo, în zona asta, nimic. Am avut o serie întreagă de societăți în Argeș care s-au închis. La Câmpul Lung au fost câteva societăți importante, nu numai Aro, dar au fost și alte fabrici. Și chiar în Pitești au fost Cauciucul și celelalte care s-au închis. Există un plan de redeschidere a industriei și chiar sunt curioasă cum se va face acest deci, lucru. Deci toată lumea spune că va veni, chiar și actuala guvernare spune că va veni cu un program de reindustrializare a economiei. Numai că nu o fac decât declarativ. De fapt, în practică, nu. Părerea mea că politica asta și guvernarea și cei care sunt la butoane trebuie să fie mult mai deciși.
să fie practici și să pună în practică deciziile astea politice, nu să le lălesc decât să le clameze. Pentru că ei vindecă cu declarații și le clamează, dar de fapt practic nu le pun în practică, sau dacă le pun în practică durează foarte mult. Păi dacă noi nu veneam și împingeam înainte, rezolvam această problemă cu infrastructura despre care am vorbit înainte, mai stăteau încă 10 de ani, 20 de ani. Primul proiect de autostradă Pitești-Sibiu a fost prezentat în Pitești când spuneam că era Orban ministrul la transporturi și culmea e că s-a mers cam pe același proiect, doar câteva modificări care s-au, adică tot traseul Pitești, Valea Topologului, da. Sălătruc, Sibiu. Din păcate, timpul nu ne mai permite să continuăm discuția, cu siguranță ne vom mai revedea și în cadrul altor remisiuni. Eu sper. Mulțumesc. Și sper ca cei care sunt oameni într-adevăr de dreapta să aibă încredere în această alianță, Partidul Mișcarea Populară, Forța Drept și Alternativa Dreaptă. Îi mulțumim foarte mult domnului deputat Adrian Miuțescu. Și eu vă mulțumesc. Vicepreședinte al Partidului Forța Dreptei. Dana Popescu sunt eu, rămâneți cu Antena 3 CNN. La revedere!